băieții au pierdut, le dau deșteptarea la 7:15. La fete, pe la 8:30. Domnul Helciuc. Bună dimineața! Cum e, maestre? Ești bine? Da? Bine, hai. Nu primim cu colindul anul ăsta. Nu, anul, după anul nu, dar acum... Deșteptare acum! M-am culcat la loc. 5 minute. Păi eu i-am pândit până am auzit mișcare. Când am auzit mișcare, direct ieșită din cameră, hai să văd cum îl scol pe Fitu. Neamărine, scoală-l pe Fitu, pe Vârciu. M-a trădat nenorocitul ăsta de bătrân, că nu mai pot să-l mai iubesc atât de mult cât îl iubeam înainte. Pentru că noi avem un cod morse pe care îl folosește când vrea să mă trezească, să fiu mai zâmbăreț, să fiu mai vesel. Să-ți văd fața, băiatul meu, cum e după masajul ăla nemaipomenit. M-am ridicat și eu din pat vesel, că tăticuțul nu mai e Ana Marișcaia. Și când am deschis ușa, Meduza. Bună dimineața, Liviu! Cum ești, băiatul meu? Meduza, atât de aproape a fost de mine, m-am speriat. A intrat direct cu fața spre mine, lipit așa, m-am speriat, m-am dus în pat, mi-am pus plapuma în cap, aoleu, boogeyman. Ah, galar, tata, nu știu unde-l duc. Nu știu unde-l duce tata pe el, la ce masaj îl duc. Cum? De ce? A dat și m-alea. Știi că ăsta e bolnav, da, deschide un pic geamul la băiatul meu. Deschide la aia aici, amor, așa. Hai mă, gata, trezirea, ce tot facem, nu? N-am venit să registrăm, să dormim, că nu suntem la sanatoriu. E somn de veci. Deci eu dacă aud că bate vântul, mă trezesc. Ăștia, dacă ai spart ușa... Marius cred că e mort. Gândeai eu că trebuie să le spargem noi geamurile. Trebuie cu femeia. Bună dimineața, domnul, să trăiești. Ce faci? Ce faci? Stai, dă-mă drumul. Dar dă-mă drumul. Mai poți? E și-a arăs bine. Uite că simte. Da. Dar unde l-ați găsit, mă, un cap în gura voastră? Uite, somnifere, nu uitați și nu stau să... Ce somnifere, mă? Ia, vrei, ești la mata acum, așa, cu un... Pentru că ne-am propus să organizăm un bal mascat, ne trebuie foarte multe lucruri, foarte multe produse. Am plecat la o pescărie în Albota să facem rost de pește. Noi facem un bal joi seara și avem nevoie de pește. Și am auzit că aici e cea mai tare păstrăvărie din România. Nici un bal fără pește. Da, deci ați ajuns la păstrăvăria Albota, la poalele Făgărașilor. Și ați nimerit în mijlocul unei zile normale de lucru în care noi pregătim mutări de puiesc pentru iernare. O să participați la o furajare, o să participăm la spălat câteva bazine, le umplem. La spălat de pești. O să prindem pești dintr-un lac și o să ducem pe bazine. Mie nu-mi place pescuitul, ce ne facem? A, nu pescuiești tu, lasă muncești tu și pescuim noi. Nici o problemă, aia nu o problemă. Haideți să mergem la treabă. Din câte emisiuni am filmat eu cu Neamărin, Poftiți la muncă, e prima locație unde mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult, unde m-am simțit extraordinar de bine. Din prima, de când am ajuns acolo, ne-a arătat bazinele cu pește și ne-a rugat să le dăm de mâncare. Veți primi fiecare câte o găleată și vă veți împrăștea la intervale egale și veți arunca câte un pic, cam cum pune sare în... Băi, ne dăm noi pe parte, cum e voi bine? Pe partea asta noi sau pe partea asta? Pe partea asta se va da de mâncare. Pe parte, bun, ok. Pentru ce mănuși? Păi cât ții găleata de aici și arunci așa? Ce? Mâncare. Păi unii mănâncă și pești mici de aia, cum? Păi ce acum că sunt puieți, sunt mici ei. Și ziceai mie că eu sunt ăla care fac eu, care dreg eu. Păi vă 4 ani de astea trebuie ca să te îmbătrânești de tot.
Dacă aveai Oana, cum o ai mai avut pe mine, o aveai pe Oana, acum ați făceam de două săptămâni. Uite, Oana, uite ce... Eu, din păcate, nu am un temperament foarte docil. Pe el îl deranjează, el obișnuit cu oamenii care tac din gură, execută și nu pun întrebări. Hai, pui, 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 pui! Ia o zi, pui, 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 vine la vreagul cu pui idei! Hai, du-te, du-te până în capăt, tu, Helciuc! M-a mirat de Oana că a băgat mâna în găleată să arunce la pești, că ea, na, e mai sensibilă, mai fată de premier. Uite așa să vezi ce facă. Așa, cum dați la pui în bătătură? Ia uite-i cum! Mai, că da, pe sân! Cum le-am dat de mâncare, am simțit dragoste la prima vedere. Să hrănesc pești. Eu am un acvariu. Acasă eu mai hrănesc, dar hrănesc 7 fermecați. Aici am hrănit 20 de tone de păstrăv. Mamă, cât de mulți sunt! Vai de capul meu! Dar ce, ăștia sunt păstrăvi mici? Da, sunt pui de anul ăsta. Ăștia sunt producția pentru la anul. Am hrănit pește în stil basketbalistic NBA. Deci așa, pac, 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 până m-a văzut patronul și mi-a zis dumneata, ești dat afară. Ți-ai bătut joc de mâncare, auzi ce zice domnul. De ce? Patron afară, numărul 4 afară. Afară. Ieși afară, ieși afară. Ești descalificat. Când ai de mâncare peștelui, trebuie să ai o tehnică. Adică nu arunci ca Melteanu, ca Necatu, toată găleata cum a făcut Dan. Pentru că odată ce ai aruncat toată mâncarea, se duce la fund și s-a terminat, se descompune și nu mai este ok, nu mai mănâncă. Trebuie să le arunci așa în ploaie, ca ei să vadă și să o hapă. Ecologie zero. Eu sunt expert în tehnologie. Ce, bă, nu m-ai aruncat cu găleata. Păi n-am aruncat vrei cu găleata. Dar ce ai făcut? Am aruncat cu mâna. În diferite poziții, uite așa. Helciu câteodată are minte de copil de 90 ani. Nu știu ce cu el. Da, recunosc. Îmi cer scuze Uniunii Pescarilor din România. Ah, știi că există o vorbă, ci că dintr-un om faci un pescar, dar dintr-un pescar nu mai faci niciodată un om, e boală grea. Pleacă, bă, de aici, bă, 15 din cărți. Pleacă, mă, de aici. El dă și la mine, și la el, și în partea aia, și în partea aia. O bază n-ai în el, mă. Pe bune? Am dat mâncare în primul bazin, după care ne-am dus să ne-a pus alte granule pentru alți pești care erau mai mari. Mi-ai zis mie că n-am nevoie de mănuși și matale ți-ai pus, vezi? Eu toată viața am mănușile mele. Păi vezi? V-am dat mănuși? Ți-am dat mănuși? Da, bre, dar ți-am eu când... Ți-am dat mănuși? Da, bre. Da, deși, mai devreme atent, când am întrebat... E a doua zi. Nu vreau să ne luăm la cer. Nu, fii atent. Da. Când am întrebat eu dacă trebuie mănuși, ai râs de mine. Nu vă mai dau. V-am dat odată, ți le pui în buzunar. Sunt în mașină. Ea se crede a tot știutoarea și tot timpul ea trebuie să iasă în față cu ceva. Că de ce tot timpul pun întrebări? Asta e problema lui. Că de ce pun întrebări? Așa sunt eu, curioasă și pun întrebări. Întreabă pe prostul ăla, i-am dat 4 perechi. Care prost? Care prost, zic-o, din familia noastră? Care prost? Noi suntem proști din familie? Noi avem familie proastă? Da, da, da. Sau noi suntem deștepți? Nu e prost deloc, ia să-l lași în pace. E tă dracu, te dă cu el acum. E tă dracu, Regina. A doua zi, Regina s-a dat cu băiatul meu, a? Dă-te dracu, plec de acasă. Cum se spune, mă, când pleacă copilul? Că nu, când te lasă tactul, te dezmoțelește și când pleacă băiatul? Tereneg! Auzi! Tereneg, dă-te dracu să te ia! Mă duc la mămicuța mea aici, în stânga! Mă duc la mămicuța mea! A? Gata, tereneg! Și îl pun și șef la emisiune! Ai înțeles? Trebuie să joace la mai mare, ia vezi! Mai mare? Păi cred că poate să joace un pic la mai mare ca la mata. Corect! Liviu de acum este băiatul meu. Pentru că Liviu a realizat că pe mine mă știe toată lumea, că am bani, că am imagine și atunci s-a gândit el că e banal să fie băiatul Neamărin. Că mai bine e băiatul Prodanca. Păi trebuie să-l sun pe Laurențiu să-i spun că avem un alt băiat, deci avem 3 băieți. Vă puteți duce acolo și noi dăm de aici, de jur împrejur. Pe și unde e mâncarea? Uite aici. Răbdare cu eu, mă. La fel că nu-i vă stă. Ești nerăbdător. Mamă, ce l-a luat. Băi, de ce dăm așa tare? Ei, îl rup oasele. Ăștia știi ce cred ei? Că poți să fii Liviu Vârciu așa când răsare ție, știi? Să poți să faci o ghidușie, să faci o de-aia, fugi de cu aia, aia. Ei cred că Liviu Vârciu e așa, aia de...
fi toți Liviu Vârciu. Ce-i dracu să fiți? Am dat saci întregi de mâncare la pește. Am întrebat, domnule, de câte ori dați mâncare pe zi? De 3 ori. Deci vă dați seama ce personal trebuie să aibă acolo dacă noi eram 7 oameni și am dat mâncare, cred că o oră și ceva, am tot aruncat, că simt durere în umărul drept mai cât am dat eu. Mama mea, ce amari sunt! Mamă, cum ies ăștia mari, uite! Auzi, dar ăștia nu-i prinde să-i băgați la mâncare? Ăștia-i mulgem, ia și scoatem ichele pentru... Înțeles. Ichele să facem pui. Deci asta e matca. Da, matca. Și matca tot timpul are spate o matcă de înlocuire. Deci ăștia-i mulgem 3 ani și în timpul ăla creștem alții care păi sunt. Păi ăștia-i, da, îi băgăm la mâncare după aceea. La ăștia cei mai mari a fost spectaculos. Deci ăștia așa, Doamne, cum săreau după mâncare, ziceai că sunt foci. După ce am hrănit peștii, am intrat într-un bazin care a fost secat, dezinfectat și acum trebuia făcută încă o spălare ca să poată să umple bazinul cu apă, să poată să aducă alți pești să crească în acest bazin. Bă, dai drumul la apă? Am dat drumul, bre! E dat drumul, păi dar uite, freacă asta că e nămol pe ele! Zici că ești pește pe uscat. Uite, bă, băi, băi, nebunule, uite aia! Uite, uite cum salvez! Așa, așa, așa! Deci cu mături să speli pietrele, să ducă toată mizeria aia la canal. Pentru faptul că se duce toată mâncarea aia pe fundul apei, se așează pe pietre, se face ca o mâzgă. Băi, am rupt gâtul, mă! Unde să cobor eu? Mai bine cobor așa decât cu asta. Oana ce-a pățit până o-a scufundat-o acolo în bazin, bacă nu poate pe scară, bacă nu într-un final, și-a luat inima în dinți și-a sărit când a sărit, zic, vai de mine, să face gaură. E bine că am pereche, nu sunt numai eu așa mai voluminoasă. E greu să lupte dietul Marius cu buștenii, să cubițeze. Ce trebuie să faci? Să spălăm pietrele. Doamne, vezi-te cum te-a luat. Băi, dar mie îmi intră în apă, în asta, să mor eu. Nu cred, simți rece. Să mor eu, jur, uite. Ieși afară. Ieși afară, că dacă te ia apă la picioare... Gata, sopă, bă, 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 eu. Ieși afară. Deci, uite. A plecat și eu, bagi apă în ea, ai băgat apă în ea. Ia uite, își bagă apă în cizmă. Singură. Proastă e, săracă. Ce ăștia de la... N-au făcut cizme de-astea impermeabile, a? Ai dracu, ăștia n-au, le-au făcut găurit. Uite, asta la alta, asta da. Asta prodanca asta, asta să fie a dracule, uite. Stau așa mai pe pietre. Așa, pe pietre. Și apoi ăla zebzecu ala lei, dă-dă-dă oricum, mătura camera, vă rog. Sper să nu intră apă, dacă nu intră apă. Dacă n-aveți și voi cizme 4-6? Până la urmă am zis, hai să intru cu din simpatie pentru colegii mei, că trebuia să fac și o treabă. Bă, nu te mai băga, mă, că te uzi la picioare. Ce vrei să fac, frate? Mă sacrific pentru tine, pentru păi, binele neamului. Am intrat în apă cu ce aveam cu încălțările mele și neamărin s-a sacrificat pentru mine ca să nu intre apă în cizme. Urcă-te în spate să te trec pe partea asta. Poate, hai. Vino cu ăla. Treci acolo. Hai de brecă, mă. Vino cu ăla, vino cu ăla. Ce vrei? Urcă-te pe spate. Deci, hai. Păi mă duce! Doamne, pui păi, hai, mă. Hai, mă. Că te omoară! Până acum s-a văitat că doare spatele, aoleo, aoleo. L-a luat pe Helciuc în spate să-l treacă cu a mea, cu a mea, cu a mea. Fermecat cu tot, of, 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 mă, mă, mă. Și l-a dus așa un pic până la mijloc, când era mai mare, acolo i-a dat drum. De-abia ți-a trecut spatele, te mănâncă c***a pe zambilica. Păi, mă, ca duce! Să vorbă iar, aoleo, aoleo! Păi, mă, aoleo, duce! Aoleo. Să trec, aoleo. Pe mine nu mai trecut, măcar un metru nu mai trecut. Da, mări. Oh, 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 s-au dat fermecatul la picioare. Bă, bă, dar nu stropii, nebunule! Ușor, nu ridica! Vezi, domnule, e dată dracule. Uite, așa o nebastă i-ar trebui și lui Liviu. Ștramă, harnică. Ana Maria, cum e ea, perfecționistă, așa a început să țipe. Păi nu sunt pietrele spălate bine, Nea Marine, trebuie spălat, hai aici. L-am luat și pe Liviu, ne-am dus lângă ea și la comanda mea, 1, 2, 3. Hai, hai, hop, hop. Hai, hai, hop, hop. Asta-i. Ai făcut sincron, nebunule, tot la... Ca la dansa ajung eu. Gata, băi, gata, băi!
eu am decis că trebuie să ieșim de aici, că aveam altceva de făcut. Liviu în continuare făcea treabă. Zic, băi, gata, hai să mergem. Să mai zică cineva că, uite, vezi, eu muncesc și Hodorogul o trage chiulul. Te las pe tine să dai până la capăt, dai aici. Tragi chiulul, las că știu eu. Toți colegii mei au spălat foarte, foarte puțin, numai eu am spălat cel mai mult. Oare de ce? Pentru că m-am responsabilizat? Posibil. Când v-am zis că să ia, de la mine să ia șmecheria, prostia și opușor. Și de la mata, hai, și hai găsit. Nimic. Hai, băiatul, tate, ajunge, gata. Niciodată nu l-am văzut așa de determinat. A început ziua asta atât de bine și aș vrea să o țin așa mult timp. Hai, bă, vino aici, Liviu. Să se scrie acolo. Ți-am zis că băiatul meu până la sfârșit o să-mi ia loc. Uite-l-ai. De când așteptam eu să-l văd. Să-ți ia locul la bancă. Da, 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 da. Ne-am mărit mândru tare. Cum? Inima în el cât casa poporului. Nu mai putea de bucurie. Dar toată lumea cea așa. Băiatul meu, uite ce mult are inima. Băiatul meu. E, acum trebuie să facem un lucru care, nu știu dacă ați văzut sau dacă ați făcut vreodată, dar eu nu cred. A trebuit să mutăm păstrăvul, că ajunsese la maturitate, să mutăm niște înalt bazin dintr-un lac. Când am auzit de 2-3 tone de pește, am zis, cum dracu să prindem noi 2-3 tone de pește? Prima dată cine sunt cei doi care intră în apă? Tot. Eu. Adică tu direct așa, da, să-mi dea mie ele că vreau să intru. Iarăși m-a impresionat, eu te-l mă determinat. Și Helciuc. Dar nu cred că am pentru monștri. Atunci, Marius, un om normal. Cât ai la picior? 44. Hai ei, doi și-am un băbac și eu. Mă băgam în apă. Serios, că acolo chiar m-aș fi băgat. Dar n-au avut costumul meu și nici pantofi 46. Voi pe partea aia, fetele, așa? Cu Cona Mița, da? Toate alea le strângeți și le puneți în remorcă. Trage remorcă. Tractorul. Ce le să strângem? Sunt niște căpițe pe margine. Și trebuie încărcate în remorcă la tractorul. Bine, eu mă bag în apă. Vrei să te bagi? Da. Când m-am gândit să mă plec chiar, că de la porumbul ăla mă doare spatele de nu mai pot, am zis, mie dăm frumos să mă bag aici în apă, nu știu cum o trage de plasele alea, dar eu pe asta o vreau. Noi trei o să așteptăm aici când prime pește, îl luăm, îl cântărim, îl băgăm aici în bazine și tot așa. Băi, am avut o costumație, am avut niște cizme din astea până la piept. Cizme pieptoase se numeau. Deci, foarte tare. Wow! Eroina! Deci apa... Nu vreți să intrați niciodată. Noi, dacă intram fără, așa, dezbrăcată sau cu cizmele alea până pe aici, la fel simțeam. Da, am tăcut din gură să nu mă fac de râs, să-ți dai seama. Râdeau ăștia, abia mă așteptau, mă urmăreau toți, cu ochii pe mine ca pe butelie. Plânge Prodanca. Nu plânge Prodanca, îngheață în apă. Nu vă grăbiți, vedeți unde Regina! Călcați. Știi să-l nozi, Regina? Da! Da? Lasă-o jos și te duci pe parte. Să-și aleagă tabăra, ar vrea să fie pește sau pescar. Dacă ușor. Rămâne pe partea asta, e pește. Dacă schimbă, e pescar. Trebuia să fiu pe partea cealaltă a plasei. Și am vrut eu să fac o fentă din asta frumoasă, să dau piciorul peste plasă. Ia vezi, băi, 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 băi! Hai! Noroc, știi cum mă duceam? Direct cu părul în apă. Și instantaneu, până aici udă, îți dai seama, mama, mă luase un frig în apă. Ha! Doamne, încercările iadului erau. Auzi, dar cum am făcut noi? Eu trebuie să ocolesc apa, iar el merge pe margine. E băiatul meu. Cu noi devenitul fata mea, mai trebuie să fii de 10 ori. Oală! Deci eu merg cu oața călcată, așa, nu? Văd. Și au luat tot lacul ăsta, de jur împrejur cu plasa. Au mers de la dreapta către stânga. Până când ajungem cu el într-un loc, ca să putem să-l încărcăm în mașină. Și cu un picior trebuia să țină o ață jos lipită de fundul bazinului și una în mână să trag de ea în sus, ca să putem să luăm tot peștele, să ne treacă peștele pe sub năvod. Wow, wow, wow! Până unde mergem? Până unde fii mai mică, că mi-a înghețat ouăle, mâncați aici gura ta. Dacă vezi hal de ouțe, de prepeliță, n-ai văzut mata din neamul, băi, mărești, nu? Știu că Răcălina mai frumoasă ca Regina! Am simțit la un moment dat ca și avea o broască țestoasă în pantaloni, care la un moment dat și-a băgat capul în carapace și n-a mai ieșit de acolo.
Doamne, ieși liviule puțin din apă, să nu-mi dăm de alte belele, nu? Oana, mă bucur, fată de premier, să muncească, eu n-am prea văzut. E, uite, ai văzut acum. Da, poți să știi. Hai, Oana, mai greu, mai așa, a pus mâna și pe greblă, a pus mâna și pe furcă. Băi, Marius, dar tu ce faci? Intru și eu în apă. Acum luăm peștele. Ia uite, ia, da, ce faci? N-ai tu grijă de mine. Are grijă să muncești. Oana cu Marius sunt ce n-are ea, are el, ce n-are el, are ea și uite așa se complexează unul pe altul. Îți vine zile să crezi că băiatul meu e atât cu energie, ia uite-l. Ce băiatul matale? Când o să fie pe acolo, nu mai vezi, că ia papa aici. Îl faci din marin, submarin. Submarin! Băiatul nu ne-am urice. Submarin! Da. Asta-i nou, gata. Pentru că a ajuns apa la Liviu până la brâu, acel costum este până la piept, a trebuit să iasă Liviu afară să meargă pe mal. Uite, mă, era să cadă. Trăiește! Trăiește! Băi, te-a luat Știuca, Știuca! Trăiește, Namărină, mișcă, mișcă! S-a dus apa un pic, dar doar un pic mai sus de buric. Am simțit că nu mai simt nimic. Dar nu m-am lăsat și am luat-o eu pe partea artistică, după care am mers pe o bârnă, așa, eu și Nadia Comăneci, ce am mers pe bârnă de am luat 10. Aluneci acolo! Aluneci! Că-ți pare rău ție dacă aluneci. Normal! Eu. Crezi că sunt haină? Opriți-vă un pic aici, să vedem. Noi cădea cu capul de ciment. Ana, stop tu. Oprește. Stop, că trebuie să închidă să vină la voi. Da, da, și-a dus și ei pe malul ăsta. Băi, ia du-te tu sus, să-ți dea sfora și tu du-te pe partea, vină cu aici. Vină cu aici, stai și te uiți ca soare. Păi, dar pot să-ți ghicesc eu gândurile alea tale geniale? Iată ceea ce se numește, stimați telespectatori, un biban agresiv, numit Neamărin. Să moară Gibiloș, vă simt ca Nadia Comăneci. 10. Liviu Vârciu, 10. Nadia, 10. Hey! Hai ușor, Liviu, și ne dai nouă aici. Bine că n-a intrat, Neamărine, că mi-a înghețat viața mine. Hey, te cred. Doamne, fii atentă. Păi nu mai bine muncim noi la suprafață decât da. La scufundări? Nu ridica, tot la nivelul ăsta, tot la nivelul ăla mergi. La nivel, nu ridica, nu ridica plasa. Mai periculos acolo, că acolo este mușchi din ăla, știi, poți să spargi capul. Am mers al dracu pe aia. Am mers pe bână, ne-am alunecat, am sărit, perfectă săritura, pe malul celălalt și am ajuns lângă Ana cu năvodul, cu plasa. Cățeași! Hai, intră în apă ca să închidem. Îmi cer scuze, iertați-mă! Wow! Cu anumită, dar nici noi să nu ne grăbim așa ca la scopul. Nu, da, Oana, nu, dragă, nu. Cum zici tu? Mai leger așa. Cum zici tu, eu așa fac. Că, pe urmă, dacă vede că am terminat, ce știi ce ne păi mai... Păi ne mai dă altceva, de-aia zic. Ai dreptate, Oana. N-am ce face, eu trebuie să fac treabă. Dacă nici eu nu fac treabă, atunci trebuie să facă Neamărin. Numai Neamărin, numai Neamărin. Că pe ăștia n-ai nădejdie. Hai, Panamițo, hai! Dar Helciuc, de ce nu vine să muncească cu noi? O să vezi acum și o să-mi spui că tu tot timpul ești. De ce? De ce? Nu vezi! Nu vreau eu! Uite, nu vreau eu! Vezi, băi, nu vreau eu! Nu vezi, ca să te enervezi! Nu vreau! Nu pe tine la treabă toată ziua! Te iubesc, Neamărine! Ca-l dracu, nu vreau eu! El e prietenul meu! Te iubesc, Neamărine! Toată ziua! De ce nu face ăla? De ce nu face ăla? N-am avut niciodată os de slugă și de capul plecat. Eu întotdeauna am stat dreaptă și am vrut să știu ce se întâmplă. Am avut, nu știu, poate un temperament mai de lider, așa. Și n-am cum să mă schimb, nici măcar de dragul lui Neamărin. Ia uite ce e acolo, băi! Deci nu putem să-i mai tragem. Ce dracu, mă, ne luptăm cu peștii, ați nebunit? Au! Vin spre noi! Pește, un peștiuc, un peștioi? S-a umplut plasa de pește, fratele meu. Deci nu știu cum am tras-o. Ana Maria este supra-om, este supergirl. Adică nu se dă înlături la nimic, este foarte tare. Bunicul meu spunea despre femei,
Măi, fecior, mă, bă, ascultă de la mine. Apoi muierea, nu eu, mă, nu eu, mă, e mai tare ca omul, mă. Și așa este. Deci, am văzut la Ana Maria. E senzațional. Câte tone avem? 5 tone? Mamă, Liviule, 5 tone de pește am prins. Ce ai făcut, Bobiță? 5 tone am tras noi după noi? Păi cine suntem în noi? Campion mondial la... ce? Păi, 5 tone de pește să trage așa? Au! Ce, au sărit? Mamă, sunt prea mulți, mă, nu mai putem. Uite ce e acolo. Să vezi cum se negrește apa în fața ochilor. Că vezi coama la fiecare pește. Deci să vezi sutele, miile alea de pești care aveau, cred că, 700-800 de grame un pește din ăla, te speli. Te oprești, Liviu, aici, aici vă opriți. Sunt ăștia care mușcă? Nu. Mamă, mamă, mamă. Bă, că sunt de mar. Cățești gura, te nu mai pot. Trebuie să începi la mal, Liviu, bagă-te la mal. Da, a fost spectaculos. Asta. Am văzut doar pe National Geographic așa ceva și am rămas impresionat. Liviu, la ferește, băi, dai cu aia în cap, băi. Nu-i dau. Nu dracu. Nu-i dau, nu fii tu. Hai, joacă-te cu glumele, să mă vezi nervos. Și acum cum îi scoate de acolo, nu înțeleg. Să ia cu minciogul peștele din apă, se pune într-un vas de plastic mare, alte două persoane îl iau, îl duc la cântar, cântăresc, îl duc la o mașină care are pe ea un rezervor special cu apă în el și după ce s-a pus în bazin și se pleacă cu el către locul unde trebuie depozitat. Pui pe cântar. Atât. 26, hai. Sus. Veniți aici pe colțul ăsta și mi-l dați mie cea sus. Atât. Gata, atât. Asta-i. Asta-i mișcarea. Oana, voi sunteți două surori? Da. Și ce relație aveți cu frățiorul vostru? Niciuna. Îmi văd de viața mea și de copilul meu. Și de mama mea, și de sora mea, și rest, treaba lor. E caz pierdut pentru mine, tata. Au, nu aveți relație? Mai mult Marius vorbește cu el așa, dar eu nu mai vreau. Am suferit prea mult din cauza lui. Păcat că la nunta ta a fost, parcă. Și la ce m-a ajutat, că a fost? De ce, la ce te-a ajutat? Păi a venit cu aia, mi-a stricat o chef. Pentru mama, cum crezi că a fost? Da. Și că mi-a fost mai greu. Eu era să mor după ce am născut. M-am operat de 3 ori. Am stat 5 zile la reanimare. N-a venit toată să mă vadă. Hai, adu. Hai. N-au apă, mă, ăștia. Bagă, 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 bagă. Ce mari sunt, băi. Cât de mari e ăla, mă. La un moment dat îmi era milă că era apa mică și ei fiind atât de mulți, mureau. Știi ce am făcut? De mila lor am ridicat plasa ca să le dau drum. Eu nu pot să văd așa ceva, mie-mi e milă. Câte kilograme s-a făcut până acum? Vreo 100. Nu știu că scrie nene acum. Ai făcut 100? Avem 100 de chile. 200? Nu, încă 2 ciubare și 100. Gata! Mulțumim și noi. De când l-a încărcat și până l-a descărcat, nu trebuie să dureze mai mult de o jumătate de oră. După ce a plecat mașina, eu am luat-o la fugă după mașină și am ajuns la bazin. Fii atent acum. Mai tare, mai tare, mai tare. Neamărin, reales, la al 17-lea congres, Neamărin. Ia uite, numai lapte și miere curge din mâna lui Neamărin. De unde? Apă și pește. Ah, gata, gata. Bravo, mă! Șmechere, noi am scos și voi vă bucurați. Da, făcea praf Neamărin dacă nu intram eu cu Ana în apă. Șosetele umede, bluza până aici am stors-o. Deci știi ce vroiam atât? Să găsim undeva un loc să stăm întinși cu picioarele în sus. Am zis să mă pun pe o băncuță. Atunci mi-am dat seama cât de mult mă iubește domnul Barbu, cât de mult mă iubește tăticuțul, cât de mult mă iubește Mudava și diavolul ăsta tasmanian. Să mă lași că m-am răcit, m-am întors și acela, să nu fac. Știu, nu, te-ți fac masaj, băiatul. Nu, să nu faci. Nu, să fac masaj, să moră, dragi, să fac masaj. Să vezi că ți-aduc și ciorapi. Place, da? Place, da? Așa, așa ne-am mărit, așa. Am zis că face vă o glumă, că am... Dar nimic.
mi-a luat așa degetuțele și mi l-a frecat, mi l-a masat să-mi încălzească piciorușile lui băiatul meu. Au, 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 au. Până când s-a strigat, bineînțeles, cu o țepușă, că vreau să mă înțepe. Permiteți-mi, domnul Vârciu, am studiat 20 de ani acupuntura în China. Cu acest act vă pot stimula ce glandă vreți de-a noastră. Bă, plecați de aici! Plecați! Să mă arăți! Plecă de aici! Plecă mă de aici! Dar trebuie să activezi anumite meridiane. Da. Meridianul succesului, meridianul dragostei. Moară, dragi, dacă nu te mușcă atât de tare, te rog. Acupuntură, rămân cu carne. Deci dacă faci rog, așa, prost. Fac așa, se încălzește. Faci acupuntură, să-mi dea un semnal la ouțe, care știe el punctul. Când se înțeapă undeva, el în continuu, dar are o problemă de asta cu ouțele. Țacă, 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 țacă! Medic! Țacă, 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 țacă! Moară, țacă, țacă! Pleacă de aici! L-au scuipat de ochi că tare frumos era. Frumos tare era. Cu masaia lui pe picioruș și așa, în salonul de ochi, că ține Dumnezeu. Așa, l-am scuipat de ochi. Lasă-l, Neamarine, te rog eu frumos, că uite-l ce cuminte stă acolo. Zici că e un copil nevinovat. Că a muncit, chiar a făcut treabă. O să mă dădui! O să mă dădui! O să mă dădui! Dacă am stat în apă, dacă am făcut cu cât țipă mai tare, mi-e atât de mine să-l bat mai rău. Am muncit singur, ultima am ieșit acolo. De ce mai dai dacă... Uite, mi-e drag! Mi-e drag să dau! Mi-e drag să dau! Mi-e drag să dau! Mi-e drag să dau! La tălpi, la tălpi! Băi, uite, ca să vezi că țin la tine, eu am, mi-am luat după mine ciorapi și de rezervă. Băi, să vadă toată lumea, băi, uite! Îți dau ciorapii mei, băi! Așa are grijă un uite părinte aici de copil. Ia uite, nu, eu nu m-aș încurca cu ciorapii numai ta, dar... Miroasă! Miroasă! Jură! Nu te trebuie că eu m-a dus schimbă. Da, ce, nu m-am meritat? Da! N-am muncit? Așa, pupă-l pe băiatul tău, așa. Am muncit. Premieră, nu? Neamarin ține foarte mult la Liviu, chiar dacă îl mai atinge el, dar tot în dragoste o face. Nu o face cu ură. Când am terminat cu toată munca acolo, administratorul pescăriei ne-a propus să facem un concurs. Ne-a dat la fiecare câte o lansetă. Spune-mi un lucru, ne aduci momeala acolo sau cum? Da. Iubirea ai luat și pentru mine? Da, da, o să iau și pentru tine. Ne-a arătat cum să punem momeala și la 2 și am început concursul. 30 de minute. În 30 de minute, cine prinde mai mulți pești? Hai să vedem care le-a prim. Dar mă tare zic umbla prin delta și așa ne... Auzi, mi-au zis unul că sunt mare pescar. N-am pescuit eu și nu pescuiesc. Dar ăștia au mâncat, mă, nu mai vin acum niciodată. Cât de bou să fii să hrănești peștii până la refuz, de ce a vomitau de cât au mâncat și noi, pe urmă, ne-am dus să-i pescuim. Păi ce să mai mănâncem pește aia vreodată? Tu, măti! Auzi? Asta e șmecheria, Liviule, de mâncare dimineața, ca să nu prinzi. Uite, și acum învârte un pic de mulinea ta. Așa. Gata, gata acum. Și acum așteaptă. Uh-huh. Vezi că purta se duce la fund, tragi de el. Da. Eu sunt anti-pescarul amator, deci am stat, am dat cu undița aia până m-au luat nervii. Hai, sub fața, hai. Mă trebuie să mă ambiționez până de Paști anul viitor. N-aș fi prins nici măcar o râmă, adică nu. Asta e culmea răbdării, să te duci la pescuit. Părerea mea, eu n-am răbdare să stau acolo, să stai tu, gogeam-te omul cu un băț zvârlit în apă. Eu vreau să prind monstrul ăla mare. Deci n-ai înțeles, a luat-o în gură și când a intrat, ți-a dat drumul. Înseamnă că nu i-a plăcut. Și a zis, bă, eu de-astea am mai văzut, că o iei ori, o iei ori, nu mai iei. Deci nu o iei doar așa la mișto. Bă, eu n-am răbdare să stau la asta, mă. Păi da, ați făcut scandal mare când ați venit, ați sipat, ați... Da, i-am speriat. Asta nu-i pentru mata, Neamarin. Eu nu le am cu pescuit. Nu-mi place, n-am pescuit. Neamarine? Da. Ia lasă mulița jos, lasă-o așa jos în iarbă. Da, dau cu ăla. Eu stai și fel de aici, dai așa. Da, dar știu cu ăla. Știi, uite, dai acolo. Da, și dau și de când mulile. Și mulința, și mulința, și oftiși pe ăștia de încet. Ei aveau ac cu momeală. Și eu aveam un ac cu un peștișor din ăsta pentru răpitor. Așa că am avut un mic avantaj. Fii atent, uite-l aici. E al meu, uite-l. Ca mai taci din gură că la pește nu se vorbește, hodorogule. Și mi-am zis eu, în mintea mea, ce-ar fi chiar eu să prind prin
primul pește. De ce urli halul ăsta? Cine stai mai așa, tu dai la linguriță, băi! Ah, când a văzut băiatul meu că am prins-o, ah, păi dacă tu dai cu daia care nu știu ce, el tot timpul trebuie să comenteze. Ia-te, Liviule, uite, ia-te-l, ia-l, am luat, Liviule, ia-te-l. Păi, normal. Luat, Liviule, altu? Liviule, altu Liviule, ia uite, tăticu, ia uite, tăticu. Dar mai taci din gură că-ți dau cu asta în dinți. Ia uite, tăticu, ia uite să-l învețe, tăticu, mai trece unul la mine. Bravo! Norocul prostului că, și al începătorului. Și eu nu știu, dar cum am dat, l-am prins. Da, mă, bre, dar tu ai experiență, nu ca noi. Nu, bre, du- am pe dracu, n-am prins în viața mea. Au, ce cam experiență. N-am prins în viața mea, n-am prins. Am mâncat că când era mic. Am prins și pe-al doilea, am prins și pe-al treilea. Băi, nene, păi dă-la, dă-la linguriță pe nouă, ne dai la vrăjeala asta. Așa, că... Uite, Liviule, Liviule! Molinează, molinează. O, o pun în găleată, pun în găleată că o să rupă și... Uite aici. Bravo. Am eu apă. V-am zis eu că asta prinde până la urmă. Cred că avea un... 2 kg. Foarte mare. Cel mai mare pește a fost al ei. Ia uite-l. Ia uite-l. L-a prins. Hai, bagă la găleată, bagă la găleată. Wow, wow, wow. Mare. Bravo! E mare? E frumos, o să la 400 de grame. Nu, cât al meu. Ba, e foarte mare și al lui Liviu. Conamițo, te mănâncă în c***. Al meu e cel mai mare. Te aud. Dar aici mi s-a părut al lui Liviu. Te aud. Hai, lasă că eu n-am văzut femeie să prindă pești ca tine. Ia să-i de familia Iuing. Bă, dar numai noi nu prindem, mă? Nu, le are cu bețile. Nu te speria că nu-ți fac nimic. Bă, iubirea aia nu se scoate așa. Leaș, leaș, azi înodat năvodul. Se ține cu dejosul de peste cap. Ah, ok. Și se aruncă energic și se duce. Hai mă, că nu te atingi, iubirea mea. A, cu apea cu mână. Zic, dacă Oana, dacă tu prinzi un pește astăzi, îmi dau eu foc la păr. Uite, bă, de ce le-am dat, ca să vină numai la mine, ca să vezi. Bravo! Vezi? Bravo, Nelari! Ai înțeles de ce? Oooo! Cu tata. Bre, uite, gata. Hai să facem schimb de undițe. Bal, nenorocitul, bă, perversul. Bă, băiat, mă, tu și cum, oricum, nu-mi place să pescuiesc. Și mai dau o dată, mai prind unul și îți dau undița ai mea. Bine, bre. A prins. S-a uitat. Să vadă dacă l-am văzut că a prins. Am mai aruncat tot. Și până mai am zis, bă, ce-i zis, mata? Că prinzi unul și îmi dai și mie undița? Gata, te las, acum îți dau, nu mai vreau. Gata, eu nu mai vreau. Gata, n-am mai prins, s-a dus. Asta, hai să-l fac pe al cincilea și gata. Ce vrăjeală ai în tine, cardeală. M-am săturat de vrăjeala ta, cum m-am săturat de vrăjeala mea. Îți dai aia de că n-ai niciun cuvânt mai zăpăcit. Vrăjeala aia, asta și îți dau imediat. Lăs, oricum mie nu-mi place. L-am prins și pe al cincilea, l-am adus până la mal și a zis, e băiatul, tati, ia tu acum și prinde. Ia, lasă-o jos, bagă una apă, bagă una apă pe aia. Bagă una apă pe aia. Bagă-o pe asta aici. Încoa. Mamă, dacă prinși la asta una, înseamnă că am mâncat că când era mic, nu? Ai mâncat oricum când era mic. Crezi? Extraordinar. Iată-l, ia-l, ia-l. Ai luat? Așa, gata, ia-l tău ăsta. Adu-l, 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 adu-l aici. Sus cu el, sus cu el, sus cu el, aici, 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 aici. Uite-mă găleata, fila de unde. Asta vreți să punem mâna un pic pe el. Bravo, Liviu! Uite-ți găleata, bravo! Sau cu ea asta. Liviu a prins de data asta cei mai mulți pești. Bravo, Liviu! Bravo! Bravo, Liviu! Cu ochii ăsta aruncă înapoi în apă, că trăiești. Vedeți ce fac, da? Și am câștigat concursul, bineînțeles. Cine câștiga concursul trebuia să câștigătorul să ducă să pescuiască în Balta Supremă, unde eu n-am văzut în viața mea păstrăv de 4, 5, 6, ci că 7 kg. A dat? Din prima secundă s-a prins un mare de tot. Ia, ușor, așa, ușor. Ține, ține firul bățul în sus ca să preia bățul șocurile peștelui. Așa. L-a adus aproape, l-a tras. Administratorul vrea să-l ia în mincioc. Acum. L-a luat, nu l-a luat. Nu l-a luat. Vezi că nu încurcați alea. Nu contează că mai sunt.
Acum trebuie să dau și o dată. Hai, lasă-mă, îmi place, pleacă, că mai păcălit cu prind eu unul, prind eu unul, mie nu-mi place să pescuiesc. Unul cu acum dau eu. Du-te, bre, de aici. Pleacă de aici. Vis urât, gând rău și al dracu nenorocită. Baftă la pește. Hai, mă, să te văd, firea, dracu. Să ai baftă. Să ai baftă, îmi zici, nu? Hai să ai baftă la pește. Și-a plecat. Vă dau cuvântul meu, adunare, mi-a rupt de 4 ori. Fierul care nu se rupea. Adică ăla mi-a zis, bă, firul ăsta n-are cum să rupă. 4 lingurițe am pierdut. Dacă nu l-am înjurat și dacă nu l-am blestemat, o bucurie aveam și eu, o bucurie. Hai. Ha. Uite-l aici. Uite-l aici. Eu, Liviu Vârciu, fără să fur, fără să mint, fără să înșel, fără să fa, am câștigat. Cum am câștigat toate problemele de când facem această emisiune frumoasă, Poftiți la muncă? Pe bune și pe dreptate. De aici am plecat la pensiunea Natura pentru că aveam nevoie de niște păsări să-i le oferim lui Cosmin. Ne-a întâmpinat cu pâine și sare, cu prăjituri, ceea ce mie mi-a plăcut foarte, 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 foarte mult, că de obicei, adică cam de fiecare dată când noi am ajuns într-o locație, nu ne-a primit nimeni cu nimic decât cu Poftiți la muncă. Cum se cuvine, ca în Ardeal. Ia să vedem. Mâna. Mulțumim pentru primire. Luați-mă mâna, firea ți-ai dracu, nu să o ia așa. Să rămână. Bine v-am găsit. Mamă, e caldă. E caldă, băi. Poftiți? Cu pălincă, cu afinată. Eu n-am băut, că știți foarte bine, fac ură la băutură și nu mai ascult pe Mândava. Da. De asta n-am băut. Și bineînțeles că ne-a pus la muncă. Știți, ne-a vizitat ursul și ne-a mâncat niște iepurași. Și mai avem 4 supraviețuitori, săraci. I-a mutat într-o cușcă micuță. Ne-a stricat cușca, trebuie reparat. Păi băiatul meu, dăm iepurașii în cușca. Și-l vezi pe băiatul meu așa să repare cuștile? Dacă o construcție am făcut toată viața mea, nu acum. Așa, și fetele? Pentru fete facem o plăcintă de dovlea. Normal. Ce greu. M-ați dimerit, eu habar n-am să gătesc. Nu sunt fan bucătărie, nu sunt fan gătit. Nu știu ce face ea acasă, cine o fi făcând mâncare la ea, dar de fapt a spus că ea nu gătește, gătește Marius, că ea are 2 mâini de stânga. Ia măsura acolo, vezi cât e, gândește-te cum e. Uite, ușa aia, asta e aia mică, asta trebuie. Ia măsura, bre, cât are. Eu am ajuns ajutorul lui Leonardo da Vinci, zis Marius. Eu l-am văzut că se avântă. Păi eu am făcut exact ce mi-a spus Neamărin să fac. 84 jumate. Ia, bag un 84 aici. Eu cu băiatul meu m-am apucat să repară o parte, o ușă. Ce vrei, strica la stomac? Da. Leu, fasole! Asta-i data. M-a ajutat și tăticuțul meu, bineînțeles. Și am terminat ușa imediat. Auzi, dar cum? Semințele, nu? Tot, scoatem tot, să rămâne doar partea. A, partea care se mănâncă, da. Și le radem, dar le dăm și coaja jos. Mama Lia cu Mița. Am combinat-o puțin pe ea să facă mai mult, dar m-a ajutat. O iubesc pe Mița. Oana a plecat undeva înăuntru, făcea niște foi de plăcintă, nu știu ce a făcut. În făina asta. Așa. Puneți ouă. Tot? Cu tot, cu și albul și gălbenuș? Și. Eu am învățat cum se face coca, am frământat coca, așa mai, cum știu eu, îți dai seama că nu prea mă pricep. Merge la casă și numai plăcinte cu dovleac. Numai plăcinte cu dovleac. Da, că eu stau să-mi fac mie în bucătărie așa dezastru. De capătul nu-l ai, uite, vezi? Trebuie să mai tai. Trebuie să scazi exact asta. Bravo. Hai, măsoară, vezi cât e? A măsurat Marius săracul de 14 ori, a tăiat de 16 ori. A mai măsurat de vă 7 ori, a mai tăiat de vă 4 ori. Ce? S-a mărit mama moții. Cum ai nimerit-o? Așa și cu nevastă, ai luat-o și bă, s-a mărit un pic. Ai grijă ce vorbești. S-a mărit. Până mâine stăm, să moară Gibilo de la Dorohoi. Nu-mi dă seama de ce. Păi nici nu măsura, adică ți-a uitat din ochi așa, făcea. Da.
3, a măsurat așa un pic, dar măsura acolo la cușcă, dar la lemn făcea așa. Ce are bobul, e mai mare? Bă, nene, de ce ai umflat casa asta? Păi, bă, bune, faci mișto de noi. Dar nu știe, cât am stat noi aici, a intrat la apă. Dar din nou, uita să tai. Era mai mare cu 4 cm. Nu intra. Bă, zic, cum ai măsurat? Păi nu știu. De unde ai măsurat-o? De aici? Nu. Trebuie să măsori de acolo, da. Păi de aici trebuie să măsori, mă. Pe așa are 62, cât îmi trebuie. 64. Păi aia, tu ce înseamnă, mă, 2 cm? Ai greșit cu 2 cm. Așa, și când ai măsurat-o de prima oară, nu ai trebuit că are 24, dar de fapt avea 22. Aici. E o muncă migăloasă. Ce-ai făcut, Bobiță? Ah, aoleo, ia. Păi, auzi, ia o rangă și bagă, bagă. Azi ai un topor? Bă, dă-le, mă, zi. Dar cum ai măsurat, mă? Ia gândește-te, de ce nu e? Ia gândește logic. Cum ai măsurat, mă? Logic. Ceva i-a dat cu virgulă. Auzit cineva că i-a dat cu virgulă de la început. Păi i-a zis de la început. Ai măsurat grosimea lemnului. Lasă-l, bre, că a încercat momul. Lasă așa, hai cu repară. Da, că le scoți. Îmi place să le scoți, ia? Da, îmi place să le scot, dar nu după ce l-ai băgat tu. Nu, invers. Cu așa să-ți rămână. A, mi-e mai ușor. Păi nu. A zis că ăsta, numai ăsta pușă. A, ok. I-am zis că să dau ăsta jos și să-l pună la copt. Nu, 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 nu. Trebuie să se caramelizeze sau doar să se topească? N-am răbdare să stau cu alea pe foc, să se facă. În fine, mi se pare că durează mult prea mult totul în bucătărie. Când auzi, bre, că numai el muncește în casă, normal că bă, știe. Bă, cât trebuie să aibă, mă, nebunule? 52. 52? 53 și un pic, pardon. 53 și un pic, ce, mă? Cât? Câte? 54. Păi mai ai făcut semă pe lemn, cum tai, mă? Păi cât de prost poți să fii dacă ai măsurat ce e în dreapta, e și în stânga, ce e sus, e și jos, cum? Ia, uite, fii atent, tai un centimetru fără să măsoare, fii atent. Băi, măsoară un centimetru. Da, mă, că e, mă. E sigur? Nu am văzut pe el foarte serios, așa. Nu i-a mai dat nicio idee. Ia. Perfect. L-a pus din nou, iar l-a măsurat. Iar le-a pus, iar nu a intrat. Stai, stai, uite, l-a pus în gata. Stai, stai, stai. Te-ai apucat tu să măsuri, ai crezut că ești Da Vinci. Na, ce ești? Și ea ți-ai dragi de pic și boc. Stai acolo la discuție. Lasă-mă, bre. Nu se pricepe, n-are nicio legătură, dar am înțeles că gătește, calcă, spală, adică i-am spus și eu lui, de când s-a căsătorit, schimbarea a fost miraculoasă. Deodată a devenit bărbat și implicit și fată în casă. Ia vezi, mă, hai să te văd pe Andreea acum. Dacă mergi să mă dau după el, să mă. Frate, eu sunt ajutorul lui. Deci n-am nicio vină la partea. Iar nu e bine. Leonardo, mi-ai mâncat zilele lui. Se putea mai mult cu atât. Se lungea cadrul de la poartă. Poate să ră... e problemă. Bă, prostul dracu. Ia, păi ia fă, bre, nu fă. Ăsta când l-ai pus. Era așa, nu așa. Invers, uite, e distanța aia, că e un fleac, uite ăsta, fleacul ăsta nu intră cu prea și cu capul tău. Dă afară, iar dă-te dracu de aici, dă pe ăla care l-ai pus. Ți-ai dracu de pic și poc. Mi-a plăcut de Marius. Ai insistat și ai zis, băi, nene, când faci o prostie, fă-o mare și până la capăt. Asta a făcut el și a insistat. Finalul a fost dramatic. A, și să faceți când mergeți acasă. Da, vezi sau nu? Trebuie să o chem pe Oana să strângă șruburile și să facă poarta la iepuri și Marius să facă plăcinta în casă. Dar nu e bine. Păi, știi de ce nu e bine? Tu nu te uiți. Ia, mă, ia, scoate-mă. Cum să faci, mă, un cadru ia, din lemn așa? Cum să faci un cadru din lemn așa? Păi cum să faci, mă, așa? Dacă, dacă lemnul e așa, ce da, lemnul e. Uite, băi, băcarule, uite cum ai tăiat, uite cum sunt tăieturile. Dacă nu s-au făcut la unghi. Până mă l-am desfăcut, ia zi ne-am bă, prostule, pune lemnul așa, cum ai măsurat? Și cu ciuc săracu, el nici nu s-a mai băgat, doar l-a ajutat. Și am terminat-o până într-un final. Ia neamărine, pun-te acolo așa un pic și zi, tragi telespectatori. Dar pleacă-te un pic, hai, vorbesc eu, uite, sunt la televizor. Ia uite, mă, neamărine, la televizor. Ce faci, băiatul tati? Ce, mă, la un prost? Da? Băiatul tati, te-ai terminat casa? Da, da, terminat-o. Ți-ai terminat casa? Iar te doare. Dacă ai aruncat ca un tâmpit. Ca un ce? Ca un tâmpit. Așa spune mama lui tata. Dă-te la o parte. Dă-te, dă-te la o parte. Lasă. Hai, ce faci? Ce faci cu aia? Ce faci cu aia? Ia uite, fii atent acum.
Dacă mi-a fost frică de ceva vreodată în viața asta, de bugii mei și de neamărin. Păi ca la nebuni. E o relație între ei, este de vis. Fetele, gata! Gata, hai, afară! Nici nu ne-am apucat bine să-i gătăm plăcinta lui Ana, ca venit de amarin, și ne-a spus, gata, fetelor, haideți cu noi la animale să ne ajutați să prindem niște rațe, niște gâște, ce ne dă domnul de acolo, să ducem la palat pentru Cosmin. Dracu, le prindem pe astea. Uite acolo, voce, încet, încet, prindeți fiecare câte una. Da, mă, că și stau ele, să le prindem păi noi. Păi să vezi cum stau, stau. Cu tactică. Nu intri ca batal între ui. Le iai așa de la urmă, ușor, ușor. Hai de te, dracule. Hai călcava nemen. Dă-le aici, dă-le aici. Hai, și unde le duci? Hai, prins, Ana. 45 de secunde? Am ieșit cu gâsa, hai, următorul. Iubire, eu nu o să prind niciodată vreo rață de-asta. Hai să le încolțim. Alo? Iubire? Marius, dacă iese din cuvântul Oanei, nu-ți dai seama ce se întâmplă? Trebuie să le încolțim cumva. Ce vrei să iei? Brațele! Așa. Să i-a prins Marius și Luana, una fericită numărul 1, care și ia găsculița ei. Prindă! Bă, trebuie să o prinzi, bă, nu s-o violezi, mâncați-aș gura! Au luat păsările și le-am dus lui Cosmin. Și eu, norocos din fire cum sunt, cred că am gândilat o rățușcă de-aia la talpă, că am vrut să o dezleg la piciorușe și s-a îngăinățat fix în palma mea. Dragii mă! Să-mi scânță că la la ce mă cunță? Taie mâna! Se pare prima oară că ai pământ. Și dacă apropii să miroși, nu-i pământ. Găinaț. Vă cu pe mâna ta? Lasă-mă că ai noroc! A făcut pe mâna ta? Taie mâna! Deci, Liviu, auzi, auziți ce am auzit azi? Femeile, de să nu cumva să le vadă că se epilează, că tușesc, că bășesc, că nu există. De să se ducă undeva și să vină prințese. Ei, îți dai seama când a venit rața lui și a făcut caca pe mâna lui? Era fiert. Hai, hai, pune! Nu, nu, vezi să nu o scapi! Eu, vezi, la fel, am râs de el. Am vrut și eu să ajut pe nu știu cine și să... pe mâna mea. Îi dai piciorul, îi dai piciorul, mâncați-și gura ta și s-a dus dracu transferul. Și asta s-a... Taie mâna! Fu, ia miroase vârciule! Lasă-mă să moară! Păi numai i-a iubit așa un pic, la mine s-a mai iubit mult, are un găinat. Zdravă, cred că se ținea de vreo 2 săptămâni. Cu gândul de a înfrumuseța viitoarea casa lui Cosmin, Neamărin s-a gândit să poposim la o șezătoare săptămânală unde doamnele locului fac multe lucruri frumoase artizanale. Cum și noi știm ceva obiceiuri și datini, am găsit prilej pentru un tradițional schimb de experiență. Ia uite, o faci așa? Ia uite-te aici, uite! Ia, Marine, eu frumos! Maritare cu păcior! Ca și eu l-am înșelat de măstru și m-a pupat! Livile, ai zis tu bine că... Doamnele drăcoase erau bătrânele, cred că aveau peste 70 de ani. Dacă nu jucau și cântau, păi ce ai, bă, că noi anchilozăm. Noi suntem anchilozați toți. Bun, hai, ce facem? Ziceți, hai, la treabă, la treabă, hai! Pă Vârciu l-a pus la sucală să facă țevi, pă Dan l-a pus să îndruge. Deci eu mă voi ocupa de... Îndrugat și el ce o să facă? Să faci la... La deci tu te vei ocupa de laba de la ciorap. Și cum se face laba la ciorap? Arătați-vă, rog frumos, cum se face laba la ciorap. Cum se face laba la ciorap? Eu fac călcâiul și tu laba. Sună un pic ca Kamasutra de avrig, știi? Asta e sucală! Sucală! Și mă bat-o-i mahătahală! Asta este... Mă
tras prima oară cânepa. Cânepa? Nu știu ce să trage. Era o ațișoară așa. Uite așa, tu și el. Și dai drumul la ăsta, nu așa. Așa? E ca laba la ciorap. Deci cum îndrug eu așa, dacă de fapt... Uite așa, uite mă și copii. Dar ce dexteritate aveți în poanie, doamnă. Ți-am zis eu că e ceva în regulă cu el? Ți-am zis? Oricum, o problemă clar are. Undeva acolo, la mansardă, are un scurt, la un filament, nu-i bate. De când m-am însurat, schimbarea a fost miraculoasă. Deodată am devenit bărbat și deodată fată în casă. Vino cu asta, vezi, vrei! Îi gătește oanei, adică voi... Îi gătește oanei. Stop. De ce? Cum v-am zis, o femeie în casă. Și mai și râde, e vesel, adică are o problemă, clar. Bre, ce faceți, lu bărbatul meu? Da, așa că-ți povestesc cu acasă. De ce ți-ai pus alea așa? Ce-i de cea? Ce-i de nevasta aici? Nu, nu e, vrea să fie nevasta mea, dar nu... Am auzit-o pe Oana, era lângă mine. Iubire, te rog frumos, ești penibil, te rog să scoți alea, era un... Fiartă, Oana! Știi cum? Al meu n-avea nicio treabă, Marius. Păi atunci se răsucește vezul la noi. Mamai, de când faci chestia asta? O, tu, mamă, eu am 73 ani. Mulți înainte, îți mai dă Dumnezeu încă 73, dar zi-mi doar unde... De cât timp faci? Păi de la 15 ani. Am încercat eu pe Oana să o învăț să croșeteze. I-am spus, m-a învățat mama să cos, i-am arătat și pe față și pe dos. Asta că așa ar putea face, dar ca să ia ochiurile după ac, să le mute, mai greu. No, gata. Gata, ține-l de aici, hai tu mă asă jos. Ia. Mamaie! Aolo, m-am emoționat! Deci mi-a căzut și ghemul din mână când l-am văzut pe Furciu. Are și fursă, ce crezi? Da. Mi-a pus șorț, fiorul, miorul, furca. Cred că e furcă. Furcă lână. Deci torceal meu zice că e motan. Hai, mă, aoleu, că-s prea bătrân. A fost un cântăresc din zona cântat o hațegană. Credeți că am răbdat să nu joc? Și cu cine am jucat? Cu Regina Ana Maria. Doamne, mai care... Ce-ați făcut, doamne? M-ați luat pe mine. Așa zasează. Hațegană, știu juca, capitanul! Ia vină la mori. Așa. Două și două. De la mine, uite, capul sus. Așa. Și fii atent ce le face acuitea cu la mine. Uite așa, capul la mine. Așa. Așa. Și înapoi. Eu sunt un domn. M-am născut un domn. Nu, domnul te naști de vii. Nu, domn, nu devii, te naști. Cum o fi, eu tot un domn sunt. De ce nu pot devii naști, dar draga, e bună. Draga mea, hai, mă, draga mea. Bravo! Bravo, bravo, bravo! Bine, bine! A fost o atmosferă chiar frumoasă și ne-am distrat foarte tare alături de mămăițele și de doamnele de acolo. Înainte să primăm, să primim de la dumneavoastră ce-i oferiți copilului ăsta al nostru, vreau să vă mulțumesc pentru primirea care ne-ați făcut-o. Și am spus-o de sute de ori, că sunt mândru că sunt român, mă ocup de o viață de tradiții și faptul că încă în ziua de azi dumneavoastră duceți mai departe și uite, nepoții sunt lângă dumneavoastră, asta înseamnă mult pentru mine. Înseamnă că nu se oprește tradiția aici și merge mai departe. Și că încă în ziua de azi asistăm la o șezătoare, e mare lucru. Ce le dați la copii? Acum, ce se lucrează la țară? Foarte bine, da. Tot ați lucrat la cânepă și la bumbac și la... E un cearceaf de pat. Bun. Foarte bun, frumos. Cu cipcă. Cu cipcă, cu cipcă, da. Cu cipcă. Și ștergare. Unde cipcă? Da. Să rămână, mulțumim mult. Cu cipcă, de bucătărie, de... Mulțumim frumos. Una, mulțumim mult. O să fie fericit băiatul ăsta, primește de toată. Eu cred că dacă ai oameni cu energie bună și determinați, poți să faci orice. Eu cred că a fost ziua care
am simțit și eu că am avut o echipă de oameni care au fost determinați să facă ceva. O zi grea, dar foarte frumoasă.